O bucurie în prag de sărbătoare pentru bătrânii de la Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Sfântul Nicolae. Și anul acesta, Primăria Drobeta Turnu Severin a achiziționat pachete cu alimente pentru pensionarii cazați la centrul de la Gura Văi. Cum le primiți? Cu drag! Vă bucurească de fiecare dată vin la dumneavoastră? Da! Și așteptăm mai des să mai vie. Și fără cadouri. Le primim cu cel mai mare drag și cu o mare recunoștință. Sunteți fericiți că vin autoritățile la dumneavoastră? Da, sunt poate că vin autoritățile cu cel mai mare drag și cu cea mai mare stimă. Primăria anunță că de Revelion bătrânii vor primi alte cadouri, de această dată chiar mai consistente. E o bucurie și pentru mine să fiu în mijlocul dumnealor. Sunt oameni deosebiți, oameni care în acest moment locuiesc aici la centrul nostru rezidențial. Acum a fost un moș puțin mai sărac, va mai veni unul între Crăciun și Revelion. Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă și eu sper să-ți fi simțit bine astăzi. Ce gânduri le transmiteți celor de aici? În primul rând, multă sănătate. Sunt oameni în vârstă și au nevoie de sănătate, să aibă un 2017 așa cum și-l doresc dumnealor și un călduros la mulți ani. Totodată, primarul severinean s-a interesat și de condițiile de care au parte pensionarii la centrul Sfântul Nicolae. Condiții foarte bune, după cum le descriu chiar bătrânii. Cum sunt condițiile aici? Bune? Da! Da? Ați mai avea nevoie de ceva? Vă simțiți bine? E în regulă? Da. Ne simțim foarte bine, suntem fericiți, suntem foarte îngrijiți și foarte iubiți. Ce condiții aveți aici? Condiții bune, mâncare bună, spălat, cum îi spune, schimbat paturile, schimbat hainele de pe noi, absolut, nu le lipsește nimic. Este deja o tradiție la Primăria Drobeta Turnu Severin ca în fiecare an de sărbători instituția să facă o bucurie pensionarilor din centrele speciale, dar și persoanelor nevoiașe care fără sprijin nu își permit să alcătuiască o masă de Crăciun.